R1, R2. Deci uitați-vă cât e de mică, cât degetul meu mic. Da? O, pur și simplu o piticanie de lanternă. Haideți să vă arăt ce pot să fac. Ceva. 15 metri până la copac. Pe modul maxim, bineînțeles. Uitați-vă. Reîncărcabilă, micro USB, 40 de metri până la clădirea aia de acolo. Nu mai am ce să mai spun. Se luminează toată curtea. Încă o dată e o lanternă de breloc, da? Și poate fi folosită cu succes la distanțe de până la 40 de metri. Blocul ăla e la 40 și vedeți că se luminează. Normal, nu se face lumină, dar sunt 40 de metri. Da, e o lanternă de breloc. Foarte mică, reîncărcabilă. Două moduri. Al doilea mod trebuie între distanțe mai mici. O să cobor în curte să-l filmez. I1 R2 pe modul mic. Da. Mod extrem de util la apropiere. Mai asta vreau să-l duc la extrem, să vedeți cam cât îl putem folosi. Zic eu așa vreo 6-7 metri. Da? Deci mod perfect utilizabil, da? Nu avem nevoie de foarte multă lumină când căutăm, de chiar o să merg să mă vedeți, da? Să încercăm și cu un zoom, pentru că nu prea se vede, da? Deci în zona asta, da, practic eu vreau să bag o cheie în ușă, da? Observați cum se vede palma și am acum luminez de la jumătate de metru, da? Uite, hai să vă arăt un pachet de țigări. Da? Deci este foarte multă lumină. Da? Îmi place că are două moduri. Adică gândiți-vă, deci nu pot, uite, o dau pe maxim, deci mă orbește, nu mă pot uita. Să reflect, uite, din clanța asta, ochii mei deja trebuie să stau câteva secunde ca să se adapteze la atâta lumină. Așa cum e acum, e mult mai e bine. Da? Uite, un obiect negru, vă arăt acum. Da? Bricheta. Ce să vă mai arăt? Telefon. Da? Deci toate se văd foarte, foarte bine. Uite, am un măr aici. Jumătate de măr. Da? Pe modul mic. Bun, deci modul mic până la burlan, da, o să dau așa cu pasul, că nu mai pot să aproximez modul mare. Până în fund, acolo unde e gardul, sunt 30 de metri și poate genial, uitați-vă și ce, la cât de mică e, ce lățime mare are, da? Ok.